Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile Mondo TV. Femeia din Petrila dispărută în urmă cu 3 săptămâni a fost găsită, din păcate, fără suflare. Câinii fără stăpâni sunt o reală problemă la nivelul Văijiului, iar noul vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, Alin Țambă, spune că principalul obiectiv al instituției județene pentru următorii ani este atragerea de fonduri europene. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Un grav accident de circulație a avut loc astăzi pe centura municipiului Petroșani. Din primele cercetări a rezultat faptul că un autocamion a surprins și accidentat grav o persoană care traversa strada printr-un loc nepermis. Din primele cercetări, la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că o femeie din localitate ar fi încercat să traverseze strada în mod neregulamentar. Aceasta a fost surprinsă de un camion. Femeia a fost transportată de un echipaj medical la spitalul din Petroșani în vederea acordării de îngrijiri medicale. Urmează ca medicii să se pronunțe cu privire la gravitatea leziunilor pe care aceasta le-a suferit. În același timp, polițiștii continuă cercetările în acest caz. A fost întocmită un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă și urmează să se stabili circumstanțele exacte în care s-a produs acest eveniment rutier. Pentru a evita producerea unor evenimente neplăcute, polițiștii le recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, iar pietonii sunt rugați să își ia toate măsurile de precauție pentru a fi siguri că sunt observați în trafic de către șoferi. Totodată sunt sfătuiți să circule numai pe trotuare, iar traversarea străzii să o facă prin locurile permise. Femeia din Petrila, dispărută în urmă cu 3 săptămâni, a fost găsită, din păcate, fără suflare. Poliția orașului Petrila a fost sesizată în această dimineață cu privire la faptul că sub podul de cale ferată a fost găsit trupul neînsuflețit al unei femei. Poliția orașului Petrila a fost sesizată astăzi în jurul orei 9 cu privire la faptul că sub podul feroviar aflat la intrarea în localitate se află o persoană decedată. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă. Din primele cercetări se pare că este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, însă se pare că nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni din examinarea sumară a cadavrului, nerezultând astfel de indicii. Cadavrul femeii a fost transportat la morga spitalului de urgență din Petroșani în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Pentru că toate indiciile duc către femeia dispărută din Petrila, aparținătorii au fost chemați la spitalul de urgență din Petroșani pentru identificarea cadavrului. Reamintim faptul că femeia în vârstă de 60 de ani din Petrila a dispărut în data de 14 ianuarie, iar de atunci rudele femeii au încercat prin toate mijloacele să o găsească. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, spune că în interiorul Partidului Social-Democrat a avut loc o competiție democratică pentru nominalizarea de vicepreședinte propusă de partid în ședința de vineri. După ce în spațiul public a apărut nemulțumirea că Valea Jiului nu are un vicepreședinte, Nistor a venit să clarifice acest lucru. Eu cred că nu este vorba de zone. Că dacă e să lucrăm pe zone, toate zonele au adus un procent important. Mai mult, Nistor vorbește și despre retrageri pe ultima sută de metri din competiția internă. Sigur că a lucrat cel mai democratic și pentru desemnarea celui de-al doilea candidat pentru funcția de vicepreședinte s-au înscris 4 persoane. Nu mai are rostul să le mai pronunțăm numele, iar în momentul când s-a trecut la vot, 2 persoane au renunțat și, pe urmă, legal, corect și neprincipial, adică neprincipial cu unii și să fiu cu alții, să ne înțelegem clar, și mai mult neimplicat, să vă spun foarte clar, s-a trecut la vot, rezultatul votului a ieșit domnul Bădin de la Hunedoara, care și de Hunedoara este o organizație puternică. La doar câteva minute după ce a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, Alin Țambă spune că atragerea fondurilor europene este principalul obiectiv pe care instituția județeană îl are în vedere pentru următorii ani. Așa cum am spus și la dumneavoastră în campania electorală de la alegerile locale, la Mondo FM, pentru mine atragerea fondurilor europene este un lucru prioritar. Putem crește foarte mult bugetul județului Hunedoara pe partea de investiții prin atragerea acestor bani europeni, acestor multe sute de milioane de euro, care urmează a se da prin
Agenția de Dezvoltare Regională Vest pentru cele 4 județe pe aceste axe în programul 2021-2027. Țambă va face echipă la conducerea Consiliului Județean Hunedoara cu Ioan Bădin, ambii bucurându-se de sprijinul președintelui Laurențiu Nistor. A treia tranșă de pachete de igienă a ajuns în Petroșani la sfârșitul săptămânii trecute, iar de astăzi a început distribuirea acestora către beneficiari. Pachetele sunt distribuite prin Direcția de Asistență Socială Petroșani în cadrul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Direcția de Asistență Socială de la Petroșani a început astăzi distribuirea pachetelor de igienă persoanelor din mediile defavorizate. Pentru a ridica pachetele, beneficiarii vor prezenta actul de identitate și, după caz, copie după certificatul de încadrare în grad de handicap. Joi am primit la Petroșani a treia tranșă de pachete cu produse de igienă în cadrul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de aceste pachete sunt persoanele și familiile aflate în evidența noastră care beneficiază de ajutorul social, precum și care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei. Noi de astăzi am început să distribuim aceste pachete în baza unui program stabilit de luni până joi, între orele 10 și 14, celor două categorii de beneficiari. După distribuirea aproximativ a celor 800 de pachete destinate acestor două categorii de persoane, în limita stocului disponibil, și presupun că ne vor rămâne, întrucât am primit 1105 pachete, restul pachetelor care rămân nedistribuite se vor redistribui pe liste suplimentare persoanelor și familiilor aflate în situații critice de viață, în special persoane dependente care se află într-o situație deosebită de vulnerabilitate. Avem la dispoziție 45 de zile. Noi sperăm ca în două săptămâni, în timp în care vom întocmi aceste liste cu persoane dependente, să începem distribuirea și către acești beneficiari. Fiecare pachet cu produse de igienă conține 5 periuțe de dinți, 4 bucăți de pastă de dinți, un săpun lichid, un șampon pentru copii, un șampon pentru adulți și un detergent pentru rufe. Câinii fără stăpân sunt o reală problemă în municipiul Petroșani, ca de altfel în toată Valea Jiului. Maidanezii se adună în număr foarte mare pe străzile municipiului, iar din păcate serviciul de ecarisaj încă nu este funcțional. Administrația locală a angajat personalul care va deservi adăpostul pentru câini, însă ca acesta să devină funcțional mai trebuie achiziționate câteva recuzite. Încă nu s-a deschis, am făcut angajările. Chiar am discutat în dimineața aceasta cu domnul director. Trebuie să achiziționăm acea pușcă cu tranquilizante. Fără acea pușcă noi nu putem să ne autorizăm. Deocamdată, până nu avem bugetul, nu putem să cumpărăm acest aparat, pentru că este obiect de inventar. Și atunci, după buget, vom finaliza toate aceste chestiuni organizatorice și dăm drumul la serviciul de ecarisaj. Deocamdată de strângerea câinilor comunitari de pe străzi se ocupă asociațiile, însă nici acestea nu fac față. Sunt asociațiile care funcționează pe teritoriul municipiului Petroșani. Sunt două sau trei asociații cu care noi colaborăm și încercăm cât de cât să menținem într-un echilibru această activitate. Până nu demult de strângerea maidanezilor de pe străzile municipiului se ocupa Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân, însă după ce Consiliul Județean Hunedoara nu i-a mai sprijinit, aceștia au majorat substanțial cotizația, astfel că administrația locală de la Petroșani nu a mai prelungit contractul. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!